Larisa și robot, tot mai aproape să formeze un cuplu. Concurenta nici nu mai vrea să audă de alți băieți, atenția mea se îndreaptă doar asupra ta. Apar noi povești de dragoste în Casa Iubirii, după ce Larisa și robot au făcut mărturisiri neașteptate. Cei doi concurenți sunt pe cale să înceapă o relație. Sezonul 3 din Casa Iubirii le aduce fanilor noi momente neașteptate. Concurenții, dornici să-și găsească jumătatea. Au făcut deja primii pași pentru o posibilă poveste de dragoste. Ei, bine, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, și asta după ce Larisa și robot au dat cărțile pe față. Se pare că între cei doi concurenți se înfiripă o poveste de dragoste. Ba mai mult decât atât, au spus clar și răspicat ce își doresc atunci când vine vorba de o relație. Larisa și Robot, pe cale să formeze un cuplu. Larisa a fost una dintre cele mai curtate concurente din acest sezon, motiv pentru care până acum a primit numeroase invitații pentru a merge în Camera Roșie. În ciuda insistențelor din partea băieților, cel care i-a atras cel mai mult atenția până în acest moment a fost robot. Cei doi concurenți au dat de înțeles că între ei se înfiripă o poveste de dragoste și sunt dispuși să-și dea o șansă. Mai mult decât atât, au decis să fie extrem de sinceri și transparenți unul față de celălalt. Robot și Larisa au dat cărțile pe față și au vorbit despre așteptările pe care le au de la partenerul lor. Dar și despre cum o relație poate să funcționeze foarte bine. Totodată, au mărturisit că în acest moment au ochi doar unul pentru celălalt, însă sunt conștienți de faptul că pe parcursul emisiunii vor interacționa și cu ceilalți. Concurentul de la o casa iubirii a vrut să puncteze faptul că nu este o fire posesivă, însă nu are de gând să se schimbe pentru nimic în lume. Pe de cealaltă parte, Larisa l-a asigurat că nici nu și-ar dori acest lucru, ci ar vrea ca viitorul ei iubit să fie un om potrivit pentru ea, cu bune și cu rele. Robot, aș vrea să știu dacă atenția ta se îndreaptă asupra mea, așa cum a mea se îndreaptă spre tine. Larisa, atenția mea. În prezent, se îndreaptă doar asupra ta. Nu mai am vreo curiozitate, doar că sper să fii conștient și de faptul că în continuare vom interacționa cu toții. Adică, nu. Robot, bineînțeles. Eu ți-am spus de la bun început că nu sunt o persoană extrem de posesivă și nu o să fac ceea ce tu nu-ți dorești. Nu o să mă modelez în funcție de tine, o să fiu așa cum sunt eu. Și o să vezi asta. Larisa, să știi că într-o relație involuntar oamenii se dau cumva unul după celălalt, dar asta nu înseamnă să te schimbi. Robot, stai așa deci nu o să fac aceste lucruri pentru că nu așa sunt eu. O să le fac pentru că așa sunt eu, nu simt nevoia să le fac cât dorești tu asta. Nu o să fiu posesiv. Larisa, eu nu-mi doresc un om pe care să-l schimb, pentru că nu există, știi? Oamenii nu se schimbă. Eu îmi doresc un om pe care să-l iau exact așa cum este el, să fie potrivit pentru mine. A fost dialogul pe care l-au purtat Robert și Larisa.